Lăudați să fie Domnul! Vă invit pentru câteva momente să stați ridicați în picioare. Acestui rege vrednic de toată slava și în această seară înălțăm numele și aș dori chiar și prin citirea acestui cuvânt din Scriptură să dăm glorie, slavă și cinste celui ce-i vrednic să primească slavă. În seara aceasta vreau să citesc din Luca, de la capitolul 13, 5 versete, primele 5 versete. Cei ce aveți Scriptura la dumneavoastră, vă invit să o deschideți, iar cei ce nu o aveți, faceți liniște, probabil uitați-vă pe ecran sau luați aminte la cele ce voi citi. Luca, capitolul 13, începem citirea cu versetul 1. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni al căror sânge îl mestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care au căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Amin. Vă invit să vă reașezați. E o seară în care ne-am rugat, e o seară în care am cântat, e o seară în care am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, e o seară în care din nou am cântat și din nou acum suntem în fața cuvântului lui Dumnezeu. Dorința mea în această seară și rugămintea mea este ca în această seară Dumnezeu să îmi vorbească și dacă ești de acord, poți să spui și tu, doresc din toată inima ca Dumnezeu să îmi vorbească. Amin. Aș dori să nu fiu altceva decât o unealtă în mâna lui Dumnezeu și în seara aceasta, acest Dumnezeu, în numele căruia ne-am adunat, chiar și prin acest mesaj, să fie înălțat, slăvit și binecuvântat. Amin. Ați auzit că nu de mult a fost o mare tragedie. A căzut un avion. Au fost zeci de persoane în acel avion și toată lumea, probabil atunci când au auzit de această mare tragedie, s-a întrebat, oare avem vreun român în acel avion? Oare a fost cineva în acel avion cunoscut de noi? A fost o informație care a străbătut tot mapamondul. Și oamenii au rămas șocați. Oamenii au rămas marcați. Și nu făceau parcă altceva decât vorbeau între ei de această mare tragedie. S-au întâmplat foarte multe evenimente care au șocat la un moment dat. Ceva de genul acesta s-a întâmplat pe vremea Domnului Iisus când la un moment dat anumiți oameni au venit la El și au spus, vrem să spunem ceva. Ai auzit că s-a întâmplat ceva foarte groaznic. Ce s-a întâmplat? Le-a spus Iisus. Știi, au fost niște oameni care au vrut să se închine, să aducă jertfe și Pilat s-a mâniat și i-a nimicit pe loc și a amestecat jertfele lor cu sângele lor. Mare tragedie. Fuga, fuga, au venit alții și au spus... Ai auzit, Doamne Iisuse, noua veste? Noutatea, ai auzit-o care? Turnul din Siloam a căzut. La tragedia mare este că atunci când a căzut, a prins în căderea lui 18 oameni. Îți dai seama ce tragedie? Și oamenii în vremea aceea vorbeau despre aceste evenimente. Discutau între ei. Pentru că era o tragedie.
Însă ceea ce aflu în cuvântul lui Dumnezeu aici este că atunci când se întâmplă un eveniment din ăsta bombastic, oamenii direct fac conexie cu păcătoșenia oamenilor, cu răutatea oamenilor. Și zic oamenii, ei, vezi, de aia li s-a întâmplat asta, că au fost păcătoși. De aia li s-a întâmplat asta, că au fost răi. Au fost mulți care au vrut să treacă granița. Și pe unii i-au prins, pe alții nu. Ilegal. Și pe cei ce i-au prins au zis, a, ai avut niște lucruri la activ, de aia te-au prins, că dacă erai băiat de treabă, nu te prindeau. Observați, în vremea în care trăim, și în vremea Domnului Iisus, a existat această mentalitate în mintea oamenilor. Și oamenii imediat făceau această conexie. Când cineva trecea printr-o situație grea, imediat acea situație era asociată cu persoana și cu răutatea ei. Frații mei, Biserica Domnului din America a trecut printr-o mare întristare în zilele trecute. Și prin acest intermediu al internetului și probabil și prin altele, dorim să transmitem condoleanțe familiei Prichici, care a pierdut un membru din familia lor. Nu suntem chemați să facem conexii dacă cineva a fost rău în familia respectivă. Nu suntem chemați să începem să spunem, da, așa li s-a întâmplat, că au meritat. Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune, credeți voi că oamenii cărora li s-a întâmplat acea tragedie, galileenilor acelora, credeți că ei au fost mai păcătoși? Și pentru că au fost mai păcătoși, li s-a întâmplat ce li s-a întâmplat? Categoric vine Domnul Iisus și demolează. Demolează ideea că dacă ți se întâmplă o tragedie în familie, acea tragedie este pentru că ai fost foarte păcătos și ai meritat-o. A fost la un moment dat un orb și vin ucenicii lângă Domnul Iisus și îl întreabă pe Domnul Iisus, Doamne, omul ăsta orb, care cere de la tine atingere și vindecare, el a păcătuit. Au păcătuit părinții lui? Cine a păcătuit de orb din naștere? Cine a păcătuit? Și Domnul Iisus vine și spune, opriți-vă. N-au păcătuit nici părinții lui, n-a păcătuit nici el. Pentru că e orb. E orb pentru că Dumnezeu vrea să-și slăvească numele prin el. Ai auzit de o astfel de învățătură? Că dacă tu treci printr-o astfel de situație, îți moare cineva în familie, ai avut o mare pierdere. Să fie numele lui Dumnezeu slăvit prin acel lucru? Noi nu putem trăi indiferenți față de lucrurile care ni se întâmplă. Și suntem afectați, mai mult sau mai puțin, mai direct sau indirect. Depinde de evenimentul respectiv, cât este de aproape de noi sau cât este de departe. Am trăit această durere din suflet pe care o trăiește probabil fiecare om care pierde o persoană care a fost dragă. Și una din surorile mele a trecut la Domnul în ianuarie. Dar n-a fost chemat nimeni să vină să spună, oare cine a greșit? Că au rămas 6 copii fără mamă. Oare cine a greșit? Oare cine a greșit atunci când ai rămas fără job? Oare cine a greșit când cineva te-a dat afară de la lucru? Oare cine a greșit când ai rămas pe drumuri și nu te-a mai băgat nimeni în seamă? Oare cine a greșit? Au fost 18 oameni peste care a căzut turnul Siloamului.
Și vine Domnul Iisus și spune, credeți că acei oameni au fost mai păcătoși decât ceilalți din Ierusalim? Și Domnul Iisus vine și spune, nu. Să nu conectați niciodată omul cu tragedia. Dacă există o tragedie, dacă există o durere, dacă există un accident, acel lucru trebuie să vă îndrepte unde? Spre pocăință. Pentru că Domnul Iisus, după ce îi se prezintă aceste lucruri și după ce le arată oamenilor aceste situații, vine și spune următorul lucru. Dacă nu vă pocăiți, veți pieri și voi în păcatele voastre. Întrebarea pe care o pun în această seară și pe care mi-o pun mie în primul rând și pe care vă pun fiecăruia dintre voi este următoarea. Te consideri un om pocăit? Și dacă te consideri, ești sau nu ești? Pentru că în funcție de cum privești această situație a pocăinței din viața ta, în funcție de asta ți se decide cerul sau iadul. În seara aceasta, pe scurt, vreau să ne uităm la câteva învățături sau lecții de viață vitale pe care dacă nu le bagi în seamă și pe care dacă nu le dai valoarea pe care trebuie să le dai, va fi catastrofal în ziua în care te vei întâlni cu Dumnezeu în ceruri. Prima învățătură. Va trebui să învățăm pocăința și să o trăim. Va trebui să învățăm pocăința și să o trăim. Când veți auzi de vreun accident, de vreo tragedie, de o durere pe care o are un om și nu mai scapă de ea, să nu vă gândiți din start că omul acela are ceva la activ și Dumnezeu îl lovește. Pentru că diavolul încearcă să împartă în lumea în care trăim ideea că Dumnezeu ar fi crud. Ideea că Dumnezeu, când un om greșește, e gata cu bâta și să dea în omul respectiv. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci ar vrea să se întoarcă din calea lui ce are. Dar o învățătură vitală pentru fiecare dintre noi este că va trebui să învățăm pocăința și să o trăim, nu să o vorbim numai. Pocăința are de-a face, are legătură directă cu inima, cu mintea și cu atitudinea. Pocăința are legătură directă cu inima, cu mintea și cu atitudinea. Dați-mi voie să citesc Matei, capitolul 15, versetul 18 și 19. Dar ce iese din gură, de unde vine? Vine din inimă. Și ceea ce iese din inimă, aia spurcă pe om. Versetul 19. Căci din inimă ies. Ce ies din inimă? Gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Toate aceste lucruri ies din inimă. Iar dacă ies astfel de lucruri din inimă, acolo nu este nicio pocăință. Acolo nu se poate face conexie cu pocăința deloc. Pentru că în momentul în care un om este pocăit, inima lui e transformată. De acolo nu mai ies lucruri din astea. Pocăința are de-a face cu moartea. Fiți foarte atenți. Pocăința are de-a face cu moartea. Fără pocăință suntem condamnați la moarte veșnică. Te-ai gândit vreodată serios la lucrul ăsta? Frecventezi o biserică care se numește Pocăiți. Unde mergi? La Pocăiți. Dacă ai venit din România recent și ai fost adus de cel la care ai venit,
Ți-a fost poate jenă să vii la biserică, pentru că în România nici nu te-ai gândit să mergi la biserică la pocăiți. Dar ai venit în America și în America ai venit la biserica asta. Sau mă rog, la altă biserică ai mers. Și ăia se numesc pocăiți. Și când ai intrat înăuntru ai zis, mă, n-am mai intrat acolo, nu știu cum e. Se roagă cu voce tare, interesant. Cântă, mai predică, câte unul mai domol, câte unul mai strigă ca ăsta care e acum la predică. Ne face să nu stăm liniștiți. Mă rog, ceva se întâmplă acolo. Dar țineți cont, frați și surori, prieteni dragi, pocăința are de-a face direct cu moartea. Dacă ești pocăit cu numele, la final te întâlnești cu sentința clară, nu ești al lui Dumnezeu. Îți mai permiți să te joci cu pocăința sau dea pocăința? Eu nu cred. Fără pocăință înaintea lui Dumnezeu, durerile, accidentele, tragediile, catastrofele sunt zadarnice. Fără pocăință, tot ce se întâmplă în jurul tău sunt zadarnice. Pentru că ele te îndreaptă înspre pocăință. Dar ce să fac? Auzi, domnule, era să intre în avionul român. Și printr-o întâmplare incredibilă, românul nu s-a suit în avionul respectiv. Păi ce-ți spune ție asta, omule? Îți spune să îndrepți privirea către pocăință. Dar pocăința nu e inventată de un om. Pocăința are o origine divină. Dumnezeu vrea să fim pocăiți. El ne cheamă la pocăință, lăudat să fie Domnul. Cum ți se pare pocăința? Tragediile, durerile, catastrofele, accidentele pot fi semnalul spre pocăință pentru tine și pentru mine. Ele pot să fie un semnal de pocăință pentru mine și pentru tine. Când ai trecut printr-o situație mai grea, ce ai zis? Așa mi s-a întâmplat și e bine că am reușit să scap? Nu te gândești că situația prin care poate treci acum, mâine nu știi cum o să o scoți la capăt. Nu te gândești că situația prin care treci este de fapt o cale de pocăință pentru tine? Nu crezi că Dumnezeu te cheamă să te pocăiești într-un mod deosebit, clar și categoric? Cine rămâne insensibil la aceste semnale de pocăință, fiți foarte atenți, la judecata finală va avea parte de adevărata tragedie și de adevărata catastrofă. Dacă nu ții cont aici, pe pământul acesta, de toate aceste semnale ale lui Dumnezeu înspre pocăință, într-o zi când vei sta în fața marelui judecător, cum spunea Elvis, atunci nu vei mai putea fugi în stânga sau în dreapta. Atunci vei spune, am ales să fiu pocăit sau să nu fiu pocăit. În seara aceasta ești pus să alegi. Ce alegi? Pocăință sau nepocăință? Credeți că oamenii ăia care li s-a întâmplat tragedia au fost mai păcătoși, spune Iisus, decât ceilalți? Nu. N-au fost mai păcătoși. Dar dacă nu vă pocăiți, s-a zis cu veșnicia. Veșnicia are de-a face cu pocăința. Dacă ești pocăit, ajungi în cer. Dacă nu, n-ajungi. Haideți să vedem câteva roade ale pocăinței. Pentru că este foarte important să înțelegi că atunci când ești pocăit, tu rodești pocăință. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cel ce este un pom bun, ce face? Ce roadă face? Roadă? Zice stare. Bună. Așa, ca la cor. Roadă bună. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Zice cuvântul, pomul bun face roadă bună și pomul rău face roadă rea. Acum, omul este asemănat cu un pom.
Și dacă în om este pocăință, el rodește pocăință. Dacă nu-i pocăință, păi n-are cum să rodească pocăință. Păi cum să rodească la mine în grădină o roșie dacă eu am plantat pătrunjel? N-are cum să rodească. Pocăitul n-are cum să nu rodească pocăință. Una din roadele pocăinței este următoarea, frații mei. Întristarea după voia lui Dumnezeu pentru păcat. Asta este o roadă a pocăinței. Asta rodește pocăința, întristare. 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 9. Vă rog să-l afișați. Și haideți să urmărim acest verset și să nu ducem așa prin el, să vedeți ce înseamnă cu adevărat întristare după voia lui Dumnezeu, pentru că asta este o roadă. O roadă a pocăinței. Ascultați. Totuși acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră, unde v-a dus? V-a adus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. Mai departe. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Omul cu adevărat pocăit rodește pocăință. Știți care este una din roadele pocăinței? Întristarea după voia lui Dumnezeu. Te-ai întristat atunci când ai păcătuit și conștiința ți-a vorbit. Ai păcătuit, omule? Te-ai întristat? Sau nu? Întreabă-te și să mă întreb. Pentru că dacă n-am rodit întristarea, pocăința n-a fost acolo. Mergem o altă roadă, mai departe. O altă roadă este mărturisirea păcatului. Psalmul 32, de la 3 la 5. Psalmul 32, de la 3 la 5. Vă rog să afișați. Aici vom vedea ce înseamnă să mărturisești păcatul și să fii iertat. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Dar următorul verset: atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Lăudat să fie Domnul pentru o altă roadă a pocăinței, mărturisirea păcatului. A existat un moment în viața ta sau a existat în viața mea un moment în care am rodit această roadă a pocăinței? Te-ai pus pe genunchi când ai păcătuit și ai spus Domnului: Doamne, nu mai pot, mă usuc, mă doboară păcatul ăsta. Îmi vine în minte când mă duc la lucru, îmi vine în minte când mă duc cu mașina, când mă culc, îmi vine în minte păcatul. Doamne, ce să fac? A fost momentul acela în viața ta când te-ai pus pe genunchi și ai spus Domnului: Doamne, iartă-mă? Asta e păcatul pe care l-am făcut. Ți-l mărturisesc. Vreau să scap de el. Vreau să fiu liber de el. O altă roadă a pocăinței e mărturisirea. O altă roadă a pocăinței este părăsirea păcatului. Proverbe 28 cu 13. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să părăsim păcatul. De multe ori păcătuim și uităm că Dumnezeu ne cheamă să renunțăm la tot ce e rău în viața noastră. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. Lăudat să fie Domnul. Ai mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu, dar te-ai lăsat de el? Ai văzut biruința în viața ta asupra păcatului? Oameni care au fost robiți de patima alcoolului, când ai văzut că au fost eliberați și că ei nu mai doresc să pună pe
pe limba lor alcool. Acolo e mâna și prezența lui Dumnezeu care face transformare în viața omului. Lăudat să fie Domnul! Ai văzut oameni care au rostit cu vorbele lor cuvinte neîngăduite, au înjurat, au blestemat și la un moment dat în viața lor cuvântul lui Dumnezeu le-a străpuns inima și au spus Domnului: Doamne, îmi pare rău, sunt întristat că am făcut ce am făcut. Îți mărturisesc vina păcatului meu și vreau să mă las de el. Și din următoarele zile, omul când a încercat să spună ceva și din nou i-a venit vorba rea pe gură, a zis: hop, stai, lasă-mă, îmi cer scuze, iartă-mă. Ați întâlnit oameni din ăștia lângă voi? Când eram în liceu și când Dumnezeu s-a atins de mine, eram în liceu. Și vorbeam cu prietenii mei din liceu. Și când îl auzeam pe unul înjurând sau vorbind urât, mă apropiam de el și spuneam: nu-i bine cum vorbești. Nu-i frumos cum vorbești. Fii atent că Dumnezeu te vede. Fii atent că tu ar trebui să te lași de ceea ce spui și ceea ce vorbești. În răbdare, cu pași mărunți, mă apropiam de ei și le spuneam. Au ajuns până în momentul în care, dacă scăpa o vorbă urâtă, își cereau scuze de la mine și le spuneam: nu vă cereți scuze de la mine. Ziceau: în prezența lui tică n-avem voie să vorbim urât. Nu vreau să mă scot în evidență cu asta, ci vreau să scot în evidență că prezența lui Dumnezeu în viața unui om trebuie să transmită și celorlalți lumină, viață, pocăință. Dar dacă te prinde cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta cu vorbe murdare, cuvântul lui Dumnezeu îți spune: lasă-te de ele. Credeți că sunt mai păcătoși cei cărora le se întâmplă tragedii decât noi ceilalți? Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune: nu! Dacă nu vă pocăiți, veți pieri la fel. E greu cuvântul. Să vorbești de moarte, de moarte spirituală, de moarte veșnică. Ai venit să ne sperii? Ai venit să dai cu bâta? Nu. M-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și am văzut că Dumnezeu pune accent pe pocăință. Și îmi doresc ca toți prietenii mei, toți frații mei, să ajungem în cer la Dumnezeu. Că dacă nu ne pocăim, stăm degeaba. Vorbim degeaba. Predic degeaba. Dacă inima, mintea și atitudinea nu-i schimbată, suntem terminați. Nu-i pocăința acolo. Este pocăința acolo unde inima e schimbată. Este pocăința acolo unde mintea e schimbată. Este pocăința acolo unde atitudinea e schimbată. Și o văd oamenii din jurul nostru. Acolo e pocăință. Dar unde nu e inima schimbată, unde e trufie, unde e murdărie, unde e dorința de a te afirma, acolo nu e pocăință. Și Dumnezeu ne spune: pocăiți-vă, că dacă nu, la final, e vai. Ura împotriva păcatului este o altă roadă a pocăinței. Ezechiel 36, 31 cu 33, merge mai departe. Fără ca aceste roade să fie manifestate, nu există pocăință biblică adevărată. S-o știe foarte clar fiecare om pe pământul acesta. Fără ca aceste roade să nu fie manifestate în viața unui om, nu există pocăință adevărată. E orice altceva. E pocăință cu numele, e pocăință de suprafață, e de fațadă, e cum vreți, dar nu-i pocăință adevărată. Pocăința adevărată are de-a face direct cu inima, cu mintea și cu atitudinea. O altă lecție, pe lângă lecția pe care am învățat-o, că noi trebuie să învățăm pocăința și să o trăim, este că va trebui să corectăm credința greșită. Una din ele este să crezi că pe alți, să-i crezi pe alții mai păcătoși decât pe tine însuți. Asta este o credință greșită. Să-i crezi pe alții că sunt păcătoși. Dacă te uiți la tine, tu zici: eu sunt.
O altă credință greșită este să crezi că alții au nevoie de pocăință și tu nu ai nevoie. Și eu nu am nevoie, alții au. Omul ăla din față vorbește pentru alții, nu pentru mine. Eu-s bun, eu vorbesc frumos. Eu n-am nimic de corectat, atitudinile mele sunt curate, sunt excelente. N-am nimic de corectat. E o credință greșită. Mă uit în primul rând la mine și te rog să te uiți la tine. Romani, capitolul 2, versetul 14. Aș dori să citesc repede acest cuvânt ca să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în ce privește acest aspect. Disprețuiești tu bogățiile bunătății îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Cuvântul lui Dumnezeu mi se adresează direct mie și ți se adresează direct ție, nu se adresează altora. Când e vorba de pocăință, cuvântul lui Dumnezeu mă prinde pe mine direct. Îmi spune mie direct, tu trebuie să te pocăiești. Eu trebuie să mă pocăiesc. Eu sunt responsabil de asta. Să nu crezi că alții au nevoie de pocăință și tu nu. E o credință greșită. Iar apoi, o altă credință greșită este să crezi că îi poți judeca pe alții și pe tine nu. Pe tine nu te poate judeca nimeni, pentru că tu n-ai nevoie de judecată. Dar când e vorba să vezi paiul, îl vezi repede, îi vezi pe oameni cum se comportă, îi vezi pe oameni așa și așa și e corect, nicio problemă. Dar când e vorba să te uiți la tine, ești îngăduitor cu tine, n-ai probleme, e o credință greșită. Dumnezeu ne cheamă să fim foarte atenți în ce privește acest aspect. Iar a treia lecțiune este că va trebui să ridicăm ochii de la pământ la cer. Este o altă lecție vitală pentru viață. Ne-am prea obișnuit să privim înspre pământ și privind înspre pământ nu mai putem să ridicăm ochii către Dumnezeu. Ne-am prea obișnuit să vedem numai problemele de jos, nevăzând rezolvarea care vine de la Dumnezeu. Ne-am prea obișnuit să rezolvăm noi lucrurile neimplicându-L pe Dumnezeu în situațiile și în viețile noastre. Privim prea mult înspre pământ. Avem impresia că vom trăi veșnic pe pământul acesta. Ne-am obișnuit să gândim că privirea finală nu e aici. Și ne-am dezobișnuit să vedem că cerul e destinația finală. Și ne uităm tot timpul, parcă, pe pământ și la problemele astea. Dumnezeu are ceva mai mult, mult mai bun pentru noi. Dumnezeu are ceva mult mai glorios pentru noi. Dumnezeu are cerul pentru noi. Lăudat să fie Domnul. Dar de ce să dorești cerul? Ce e acolo în cer? Ce promite Dumnezeu că e în cer? Fiți foarte atenți. În cer e Dumnezeu. Vrei să-L întâlnești pe Dumnezeu? Îl întâlnești în cer. Acolo este Cel căruia te rogi. Acolo este Cel căruia îi cânți pe pământul acesta. E Dumnezeu în cer. A, mai ai dorința asta să mergi în cer? Îți ridici din când în când privirea spre cer? Și spui, Doamne, vreau să-mi încredințez toată situația mea în mâna Ta. Adă cerul în familia mea. Mă, nu mă mai înțeleg cu soția, nu mă mai înțeleg cu soțul. Lasă-L pe Dumnezeu să vină în familia ta. Nu știu unde să o apuc. Uită-te înspre cer. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu ne așteaptă pe toți acolo, lăudat să fie Domnul. Cerul este locul în care ne vom întâlni și ne vom reîntâlni. Cerul e locul în care mă voi întâlni cu oamenii despre care am citit în cuvântul Lui, Dumnezeu, înaintașii noștri. Ne vom întâlni cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu Pavel, cu Petru, cu Ioan. Ne vom întâlni cu toți slujitorii lui Dumnezeu adevărați și pocăiți. Dar ne vom reîntâlni cu cei care au mers înainte de noi. În cer la Dumnezeu. Te vei întâlni acolo cu copilul tău, cu fratele tău, cu tata sau cu mama, cu bunicul sau bunica, cu verișorii sau cu prietenii. Ei sunt acolo dacă L-au slujit pe Dumnezeu. Vrei să ajungi în cer la Dumnezeu? E locul întâlnirilor și al reîntâlnirilor. Ce loc minunat! E locul din cer. Cerul e locul în care voi sta la masă cu Domnul
Și îl voi vedea față în față. Ce glorios moment! Ăsta e cerul pe care îl doresc. Privirea în sus, fraților, nu jos. Că mergem înspre cer, mergem spre Canaanul cel dorit. Dumnezeu are ceva mult mai glorios pentru noi, nu numai pământul ăsta. Parcă uneori mă satur de pământul acesta și mi-e silă de el. Parcă l-aș ruga pe Dumnezeu să mă ia mai repede la el, să o termin cu pământul ăsta. Pentru că Dumnezeu are promisiuni extraordinare pentru mine. Și are extraordinare promisiuni pentru fiecare dintre noi. Doar să-L credem și să le aplicăm în viața noastră. Frații mei, n-am vrut în seara aceasta decât să fiu un răspuns, dacă vreți, să fiu o cale prin care Dumnezeu să transmită câteva învățături vitale pentru viața unui credincios, dacă vrea să ajungă în cer. Fără pocăință învățată și trăită, n-ajungem în cer. Fără roada pocăinței din viața noastră, n-ajungem în cer. Fără ca să lăsăm pe Dumnezeu ca aceste credințe greșite din viața noastră să dispară, n-ajungem în cer. Avem nevoie de pocăință. Avem nevoie de înțelegere cu frații noștri, cu surorile noastre. Avem nevoie de dragoste unii pentru alții. Lăudat să fie Domnul. Dar avem nevoie să ne ridicăm privirea spre cer. Știți de ce? Pentru că izbăvirea noastră vine de acolo. Știți ce spune psalmistul? Îmi ridic ochii înspre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Sunt foarte mulți munți în lumea aceasta. Dar orice munte, indiferent cât de mare este el, sau cât de mare îl vezi, poate fi trecut. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este cu noi. Slăvit să fie Domnul! Shut up.